victima, un bărbat în vârstă de 63 de ani, se deplasa pe bicicletă, se pare, prin loc nepermis și se îndrepta spre casă. Deputatul a declarat că acesta a ieșit în față și nu l-a mai putut evita. A ieșit un biciclist, a traversat drumul, da? Direct, l-am ocolit cât am putut, dar a fost imposibil. Vă rog, trebuie să ajung la spital. Vă rog frumos. Ați consumat alcool? Nu, în absolut deloc. A fost zero. Da, veneam la v-a sărit direct în față? Direct în fața mea a traversat drumul perpendicular, da. Nu pe trecere, cu mult înainte de trecere. Viteză? Nu, nu avem. Avem viteza normală. Primele informații arată că bolidul deputatului s-a oprit la aproape 50 de metri de locul impactului. Localnicii susțin că parlamentarul conducea cu viteză excesivă. Asta e un mare șmecher. S-a produs un impact, că am venit de la 80 de metri din fundul grădinii. Mi-am dat seama că nu poate să fie câine, pisică, capră, oaie în stradă. Am știut precis că sunt automobilist de 60 de ani. Cu ce viteză a circulat ăsta? Când bușitura s-a auzit de la 80 de metri, când eram, că eram în fundul grădinii. Extraordinar de mare. Mâine o să aud că ce am spus eu acum, o să zic că domnule avea 41, 43 de kilometri. Cum să nu s-audă? De unde? De unde l-a luat? De la biserică, de acolo l-a luat. Era pe bicicletă? Cum era? Întâi, pe bicicletă era, are vesta reflectorizantă jos. Deci avea vesta pe el? Da, uitați-o jos, acolo. Credeți că avea viteză, deputatul? Foarte mare viteză avea. Foarte mare, nu? Foarte mare. Întâi l-a lovit, l-a urcat pe mașină și abia pe urma încerca să frâneze până aici. Abia s-a chinuit să o frâneze. Dacă mai era cineva pe trecerea de pietoni, varza-l făcea. Credeți că avea viteză? Păi la distanța asta de aproape 50-60 de metri... Polițiștii și procurorii fac cercetări pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului. Se fac cercetări în legătură cu un eveniment rutier, soldat cu decesul unei persoane. În cauză asupra responsabilității, participației și răspunderii penale, cercetările vor stabili în ce măsură conducătorul auto este responsabil de producerea acestui accident. DN71 a fost blocat pe sensul de mers spre Târgoviște mai bine de o oră. Cazul este preluat acum de parchetul general, fiind vorba de un demnitar al statului.